Domnul Câmpian, din ce material faceți casa de carton? Va fi material textil, hârtie și deșeuri de carton. Va fi locuibilă sau doar... Da, să fie locuibilă. Deci nu e pentru păpuși, este chiar pentru oameni. Da, credem că va locui cu succes cutiile Homeless-urilor de acum. Da, deci are... Va avea acoperiș, va avea cameră, va avea mobilă. Lucrăm deja la mașina care va produce elementele pentru casă. Deci ai nevoie de grinzi. Și aia se va face din hârtie, dintr-o hârtie subțire, multistrat. Sperăm că mașina va fi gata în martie. Ținta lui este deci o populație defavorizată, nu este, să zicem, sigur, un segment... Să facem. Acum o să fie la concurență cu castelele care au, le are aceeași populație defavorizată în momentul de față și în care nu locuiește nimeni. Sper că astea vor fi locuite. Păi la început o să le facem gratis și ca la român, după ce vedem că merge bine, o să facem mai prost și scumpe. Cât va costa? Nu avem. În orice caz, dar trebuie să fie, să spunem, cam 20% din ceea ce se poate face cu lemn. Care au fost cele mai importante brevete ale noastre? Domnul președinte spunea că l-ați asasinat cu solicitări în ultima vreme, fiind vorba de vreo 30. În domeniul chimiei, probabil, avem unul dintre brevete vrea să înlocuiască ceea ce există tincturi pe piață, care sunt extracte pe bază de alcool, și vrem să înlocuim cu extract pe bază de apă, care să se autoconserve. Deci asta e ca idee în domeniul unui brevet important. Restul avem brevete pentru cosmetice, care înseamnă de la regenerarea părului până la piele. Avem geluri de duș, toate pe bază organică. Și pregătim acum primele creme, care tot pentru cosmetică, care se vor produce fără a fi nevoie încălzirea. Deci la temperaturi sub 37 de grade. Se poate trăi din inventică? Nu. Cum trăiește cel mai titrat inventator cu cel mai înalt grad? Bine, are alte business-uri și are timp și mintea liberă ca să gândească.